De-a lungul timpului, în mai toate zonele importante ale orașului de pe malul Oltului, au apărut statui ce omagiază personalități și și-au pus amprenta asupra destinului țării. Scriitori, oameni politici, domnitori, toți și-au găsit un loc în Slatina. Poate cel mai cunoscut monument din municipiul nostru este cel al domnitorului Alexandru Ioan Cuza. Confecționată din bronz, statuia a fost dezvelită la 24 ianuarie 1993. Amplasată pe bulevardul ce-i poartă numele, statuia domnitorului Alexandru Ioan Cuza este printre cele mai noi din oraș, dar și cea mai cunoscută. Alexandru Ioan Cuza este un personaj istoric care aduce multe ecouri în sufletul românilor, pentru că practic reprezintă cheia de modernizare a României prin unirea celor două principate la 1859. Această statuie este o statuie recentă, o statuie instalată după 1989 și s-a dorit ca ea să fie amplasată pe acest cap de perspectivă al bulevardului Alexandru Ioan Cuza. Cea mai veche și, deci, cel mai important ansamblu arhitectural din capitala județului Olt este statuia Ecaterinei Teodoroiu, ce a prins contur la inițiativa reginei Maria în 1920. Monumentul a fost realizat de către reputatul sculptor Dumitru Mățăoanu, originar din Câmpul Ungmășcel, și a fost inaugurat pe data de 31 mai 1925 în prezența majestății sale regina Maria, a ministrului de război, generalul de divizie Alexandru Lupescu, a unei delegații de gorjeni, a părinților și, desigur, a unui numeros public slătinean. Statuia fabricată din bronz în mărime naturală a reprezentat și încă mai reprezintă primul monument din țară ridicat în memoria eroinei de la Jiu. Statuia a fost amplasată după anul 1923. Este o statuie emblematică pentru că Ecaterina Teodoroiu a făcut parte din regimentul 3 Olt și slătinenii au vrut să aducă un omagiu eroinei de la Jiu. Actualul amplasament al acestei statui este într-o zonă, zic eu, destul de bună din punct de vedere al valorificării urbanistice a acestui monument. O altă statuie importantă pentru slătineni este cea care îl reprezintă pe revoluționarul Tudor Vladimirescu. Opera sculptorului Vasile Blendea a fost inaugurată în anul 1968 și amplasată în fața primăriei Slatina. Statuia a fost amplasată în anii 70. Este un monument dedicat lui Tudor Vladimirescu, care a trecut și prin municipiul Slatina, a trecut cu niște plute dinspre Vladimirești către Izlaz. Este un monument, să zic, emblematic pentru municipiul Slatina, pentru că este pus chiar în fața primăriei municipiului Slatina. Din fericire, această statuie a fost curățată, a fost reamplasată pe un soclu în momentul în care s-a făcut reabilitarea centrului vechi a municipiului Slatina. De-a lungul anilor în Slatina au apărut noi și noi statui ce omagiază personalități naționale. Cea mai nouă este cea a politicianului Nicolae Titulescu. Amplasată pe bulevardul ce-i poartă numele, statuia a fost inaugurată în urmă cu 4 ani și cu toate că este cea mai nouă din oraș, deja se află într-un amplu proces de degradare. Un alt monument de care autoritățile se pare că au uitat este și cel al fostului deținut politic și președinte de partid, Corneliu Coposu. În timp, municipiul nostru a pierdut și un monument emblematic pentru oraș. Statuia ecvestră a domnitorului Mihai Viteazu a fost relocată în comuna Verguleasa.